Veste bună pentru românii care muncesc în Italia. Cele două țări vor colabora pentru certificarea și confirmarea stagiilor de cotizare a cetățenilor români care lucrează în această țară, cu scopul de a scurta timpul de așteptare pentru cei care au dreptul la pensie. Marius Budăi a anunțat o colaborare la nivel de ministere ale Muncii și Solidarității Sociale și a Politicilor Sociale din Italia și România. Am stabilit foarte clar o cooperare în ceea ce înseamnă certificarea și confirmarea strategiilor de cotizare a cetățenilor români care lucrează în Italia și să lucrăm împreună pentru a scurta cât mai mult acest timp de așteptare, pentru că cetățenii au dreptul de pensie și noi trebuie să ne ocupăm cât mai rapid pentru a le deschide acest drept. De asemenea, el a vorbit și despre înființarea Autorității Europene a Muncii, un dosar extrem de important pentru Uniunea Europeană, finalizat pe perioada președinției României la Consiliul Uniunii Europene în anul 2019. Pe lângă acest lucru, vreau cu mândrie, dar și cu modestie, să vă aduc aminte de un aspect. Atunci când am avut onoarea să fiu iarăși ministru pentru prima oară în 2019, pe perioada președinției României la Consiliul Uniunii Europene, am înființat sau am finalizat un dosar extrem de important pentru Uniunea Europeană, și anume înființarea Autorității Europene a Muncii. Am stabilit împreună cu domnul ministru că prin această autoritate, echipele noastre mixte de inspectori din Italia și România vor participa la grupuri de lucru și de profesionalizare și de armonizare a condițiilor de lucru și a legilor din Italia și România, astfel încât la controlele ulterioare mixte care se vor desfășura, bineînțeles, și în România și în Italia, să ne fie mult mai ușor să facem acest lucru, a subliniat șeful de la muncă.